din inimă de țigan va ajunge oare la Hollywood? Ei, Adina Galupa, tânăra actriță care a jucat alături de Nicolas Cage și Steven Seagal, visează să devină cunoscută în cetatea filmului. Pentru asta, Adina s-a mutat în Los Angeles. Venit în vacanță în România, ea ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Banii n-aduc fericirea? Depinde cât bani ai. Eu sunt Bella, sfată de fată, eu fac bani cu cap și cu tot corpul. Îi nebunesc pe bărbați pentru că sunt expertă în masaje care sucesc capetele. Aia de acolo e sora mea. E... Trebuie să-i fac rost de un bărbat cu bani. Aia la altă mai exotică, e prietena mea. Împreună suntem cele mai tari fete, pentru că suntem fetele lui domn profesor. O știți din telenovelele Inimă de țigan, Regina, Aniela, ori din fetele lui domn profesor. De pe vremea când juca în aceste seriale, viața Adinei Galupa s-a schimbat total. De un an, tânăra actriță s-a mutat la Los Angeles. Aveai venit din America, nu? Cum ai scăpat de uragan sau nu a trecut uraganul pe la voi? Nu, uraganul, slavă Domnului, n-a fost pe lângă mine. A fost în Florida, așa a fost, după aia au fost inundațiile în Texas. Eu stau în California, stau în Los Angeles, unde într-adevăr m-au ocolit uraganele, dar adică acolo în fiecare vară e câte un incendiu de la secetă, așa că nici acolo nu scapi. Săracii ăia, oameni ce au pățit și ce au... Mi se pare oribil să știi că viața ta și averea ta și tot ce ai construit tu într-o viață, uite așa. Și s-a dus. Ai ales să pleci? Ai plecat de tot sau mai revii? Nu să știi niciodată. Eu n-am plecat niciodată cu un plan să rămân sau să mă întorc. Sau... Am plecat să... Pentru că dacă viața mi-a oferit oportunitatea să plec, eu nu sunt o persoană care să zic nu. E greu să fii actor în... Cred că oriunde. Și mama avea dreptate când a zis asta, dar eu n-am ascultat-o. Mi-a zis, nu te faci actriță, că o să mor de foame. Adina are un vis, să devină actriță cunoscută la Hollywood. Cred că ai plecat ca să faci filme, nu? Da, am plecat pentru că la momentul respectiv, aici, pentru mine cel puțin, era o perioadă mai calmă. Nu era acel vârtej de nu știu, de sentimente și de emoții și pe care l-am simțit acum ceva vreme și atunci am zis că poate este nevoia de o schimbare, de ceva nou. Mi-am luat toate băgăjuțele, m-am dus acolo. Cât am stat acolo, anul ăsta am fost și într-un film cu care se apare la anul viitor, mi se pare, cu Jamie Dornan din 50 Shades of Grey și cu Billy Crystal. Mi-aș dori să ajung la momentul în care să vreau oamenii să joace cu mine. Asta ar fi visul meu. Înainte de a pleca în America, Adina a făcut un mic antrenament pentru Hollywood. A jucat în Ghost Rider, Spirit of Vengeance cu Nicolas Cage și în Mercenary Absolution în 2015 cu Steven Seagal. Filmele în care am jucat eu, care m-au apropiat așa foarte mult de Hollywood și de industria americană de film, au fost într-adevăr, am jucat în Ghost Rider 2 cu Nicolas Cage. Aia a fost prima mea experiență de genul ăsta și am fost așa... eram foarte emoționată că pot să văd și cum se face. Puteai să mai rostești replica? Cum adică? Adică în film puteai să mai rostești? Nu, puteam, numai că eram atât de onorată de faptul că pot să fac parte și să văd cum se lucrează și acolo, și în industria americană, și cum lucrează oamenii, cum se întâmplă toate lucrurile. Și după asta am jucat într-adevăr în două filme cu Steven Seagal și așa practic eu mi-am făcut introducerea în cel puțin din punct de vedere al experienței în cum se fac lucrurile acolo. Nu este că e unul mai frumos decât celălalt sau e unul mai bun sau mai... Te uiți la ei și zici,